Vebou s-a simțit ofensat. Da, pentru că să ia ca tuna soșu. Credeți că doar din cauza asta s-a simțit ofensat? Pentru că era supărat că oricum era eliminat. Și eu pot să, mă duc mai departe. Sau pentru că auzit negru și negru este aproape de negru din franceză, nu? Negru, în franceză negru este ofensator, nu? Sau nu este ofensator? Nu. Sunteți vorbitor de franceză? Adică vorbitor de franceză. Zairu era... Da, în noir. Mă și noir. Da, dar negru... Despre asta vorbesc. Când zici negru, trebuie să spui a spus-o în franceză sau în engleză sau în limba română. Dacă o spuneam franceză, cum era? Sună prost. Sună prost în franceză. Da, sună prost. Dar aici e, de fapt, discuție. Mm -hmm. Nu tot ce au făcut. Nu cred că cineva avea interesul să, să iasă scandalul ăsta. Și el e conștient că n-a avut să-l jignească. De el e uh, vebo? Da. da. El e conștient de treaba asta. Dar pe dacă tot a ieșit ceva, nu trebuie să fie și vedetă la un moment dat. Ah, interesant. Doamne, nu, tentația... nu, zic da. Doamne, și eu am făcut la un moment dat uh, chestii de-asta în uh, um, um, viață de zi. Când nu ești băgat în seamă și ești diferit, okay. vezi să ești într-un fel. Uh să -huh. Vă aduceți aminte, întotdeauna ziceam de Dodel. Da. Da? Că da. că joacă. jucat era da. unul din da. jucătorii mei preferat când juca. Uh -huh. avea un talent care nu știei cum. Nu știu cum de n-a ajuns foarte mare. Pentru că nu era serios. În loc să-l caracterizăm exact ce facea, îl caracterizăm cu bomba sexy. Da, bomba lui Dodel. Da. Întotdeauna există o etichetă.